Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul acestei întâlniri vom aborda tema bisectoarea unui unghi, construcția acesteia. Matematică, clasa a șasea. Haideți să vedem cum se prezintă lucrurile. Ne reamintim că figura geometrică formată din două semidrepte ce au origine comună se numește unghi. Desenăm acest lucru ca în imagine, notația uzuală pentru unghi fiind cea cu căciulă deasupra, în care trecem vârful unghiului și alte două puncte situate pe laturile acestuia și citim AOB, BOA sau simplu unghiul O. Elementele unui unghi fiind laturile acestuia, semidreptele, OA respectiv OB, ca în cele două imagini, și vârful unghiului, punctul O, punctul origină comună a celor două semidrepte. În continuare, ca definiție, stabilim ce înțelegem prin bisectoarea unui unghi. Bisectoarea unui unghi reprezintă semidreapta care are originea în vârful unghiului, fiind situată în interiorul acestuia și având proprietatea că formează două unghiuri congruente cu laturile unghiului inițial. Două teoreme importante referitoare la proprietățile bisectoare ne atrag atenția. Prima dintre ele ne spune că orice punct de pe bisectoarea unui unghi este situat la egală distanță de laturile unghiului. Cea de-a doua teoremă ne spune că orice punct din interiorul unui unghi care este situat la egală distanță de laturile unghiului se găsește pe bisectoarea acestui unghi. Observație. Putem construi bisectoarea unui unghi în două moduri. Fie cu ajutorul raportorului, fie cu ajutorul riglei negradate și a compasului, după cum o să putem vizualiza în continuare. Construind bisectoarea unui unghi dat AOB cu ajutorul raportorului, trebuie să respectăm următorii pași. 1. Măsurăm unghiul cu raportorul. Așa cum se vede în imaginea noastră, am fixat raportorul cu originea acestuia în vârful unghiului AOB. Constatăm ca în figură că semidreapta OB, latură a unghiului AOB, este poziționată în dreptul valorii 120 pe gradația raportorului. Cealaltă semidreaptă OA este poziționată pe scara raportorului în dreptul numărului 0. Așadar, dacă ar fi să măsurăm unghiul AOB, acesta are valoarea de 120 de grade. Apoi aflăm jumătate din măsura găsită. Evident că jumătatea lui 120 de grade este 60 de grade. Notăm pe diviziune, în dreptul valorii 60 de grade, un punct M. Semidreapta OM va împărți unghiul AOB în două unghiuri, așa cum l-am reprezentat cu verde, cu măsurile egale cu 60 de grade fiecare. Așadar, semidreapta OM devine bisectoarea unghiului AOB. Să vedem în continuare cum putem construi bisectoarea unui unghi cu ajutorul compasului și a riglei negradate. De data aceasta, trebuie să respectăm următorii pași. Poziționăm, dându-se unghiul AOB, cu vârful compasului cu vârful în originea O a unghiului AOB. Luăm în deschiderea acestuia un arc oarecare și trasăm două arce de cerc până când
acestea taie laturile OA și OB ale unghiului AOB în punctele N, respectiv M. Apoi ne poziționăm cu vârful compasului pe rând în punctul M și trasăm un arc de cerc cu aceeași deschidere a compasului anterioară, aici avem această reprezentare, apoi ne poziționăm cu vârful compasului în punctul N, cu aceeași deschidere și trasăm încă un arc de cerc, astfel încât intersecția acestor două arce de cerc situată în interiorul unghiului AOB să o notăm ca punct cu X. Unim cu rigla negradată O cu punctul X și prelungim această semidreaptă, ea devenind în continuare bisectoarea unghiului AOB conform construcției. Vă mulțumesc pentru atenție și participare și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!